Așa cum am promis în urmă cu câteva luni, Universitatea de Vest este implicată în comunitate. Noi ne bucurăm, noi reprezentanții aeroportului internațional Traian Vuia Timișoara, de parteneriatul încă de anul trecut început cu Universitatea de Vest din Timișoara. Și până acum am derulat o serie de evenimente, iată altul în această zi specială de 8 martie, de Ziua Femeii. Așteptăm și alte momente, dar cel de astăzi este unul extraordinar. Astăzi o zi specială pentru femei, pentru mame. Am fost aici cu studenții noștri, Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Arte și Design. Pasagerii au primit cu entuziasm și cu emoție, să zicem așa, surprizele pe care noi le-am pregătit pentru ei. Au fost surprize de încurajare, să zicem așa, sau de susținere, în sensul că am avut felicitări cu mesaje în care susținem demersurile care se fac pentru cetățenii care tranzitează aeroportul nostru, dar în special pentru cetățenii ucrainieni care trec și merg spre o destinație viitoare. Impresionat, să zicem, ăsta a fost cuvântul de astăzi, și pasagerii și în special copiii s-au bucurat de surprizele pe care le-au primit, care să aducă o speranță și să facă o zi mai frumoasă. A fost, cred, felul nostru de a crea o mică bucurie pentru cei prezenți pe aeroport.